prezența lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru că o strângere pe care o avem în numele Lui. Am găsit un verset frumos în Psalm 146 cu 2. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Haideți să lăudăm prin cântare. Cântare cunoscută. N-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ, nici în măreție, nici în fapte și în cuvânt. N-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ, nici în măreție, nici în fapte și în cuvânt. Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce în Iisus ne-ai dăruit. Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce în Iisus ne-ai dăruit. Orși cine crede și renunță la păcat, în Iisus găsește un prieten minunat. Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce Iisus ne-a dăruit. Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce Iisus ne-a dăruit. Orși cine vine, nu va fi respins nici când. Are o bucurie și o nădejde pe pământ. Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce Iisus ne dăruit. Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce Iisus ne-ai dăruit. Doamne, bunătatea Ta îmi cuprinde inima și mă face. Pe pământ, cum ești Tu de sânt, dragostea-ți mă copleșește, pacea Ta mă liniștește, harul Tău îmi dă avânt, tot mai mult să-ți nori negri. Nori negri când apar, dar și-ți numai Ție, Doamne Sfânt, în izvorul sfânt ceresc, sufletul-mi sfințesc. N-ai în lume asemănare, nu e nimeni sub soare, nici în cer, nici
Să fim din nou împreună, toți cei ce iubim pe Domnul, să zicem, lăudat să fie Domnul. Amin. Amin. E interesant că în prima cântare, cuvântul acesta, Hosana, care a fost spus la Rusa, când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, de fapt este o rugăciune, scapă-ne. Asta este cuvântul Hosana. Și mulțumim lui Dumnezeu și suntem aici pentru că El ne-a scăpat pe noi și familiile noastre și credem că se va îndura și va mântui pe cei care sunt nemântuiți din cei dragi ai noștri. Cei ce nu sunt cu noi, Domnul să-i binecuvinteze, dar întotdeauna ne bucurăm că am putut avea întrunirea în seara aceasta și vă mulțumesc mult pentru dragostea care arătați pentru Domnul și pentru lucrarea sfântă din locul acesta. Haideți să venim în rugăciune înaintea Domnului. Doamne, recunoaștem fiecare dintre noi cât de multă nevoie avem de Tine și fiecare dintre noi, Doamne, în situațiile vieții cu care ne confruntăm, avem nevoie, Doamne, ca să ne scapi de ceva și să ne întărești în lucrurile prin care îngădui ca să trecem. Pentru cei ce trec prin situații de boală, Doamne Dumnezeule, intervine cu puterea Ta și adu vindecare, adu sănătate, Doamne, Te rog din toată inima pentru cei nemântuiți ca să-i aduci să cunoască mântuirea Ta. Amin. Binecuvintează toți frații și surorile din biserică, pe cei plecați, ocrotește-i și însoțește-i acolo unde sunt. Binecuvintează, Te rugăm, și pe aceia care sunt bolnavi. Te rog pentru sora Lidia, Doamne, intervine și pentru ea și tămăduiește și atinge sufletul ei. Păstrează-o, Doamne, aproape de Tine și întărește credința ei la anii aceștia de bătrânețe. Binecuvintează și pe sora Magda. Adu vindecare, Doamne, și în trupul ei. Te rog din toată inima, Doamne, să-Ți arăți puterea Ta pentru toți aceia care Te strigă, pe cei care nu-i numim de fiecare dată, dar Tu-i cunoști. Te rog, atinge-i, Doamne. Te rugăm pentru cei ce ne-am rugat de multe ori, Camelia, Iuga, pentru Estera, binecuvintează-o acolo și pentru toți cei ce trec prin încercările și suferințele vieții. Doamne, nu-i lăsa singuri. Lasă, Doamne, ca cuvântul Tău să fie o încurajare și prezența Ta să fie alături de toți cei ce trec prin încercări. Atinge-Te și de cei nemântuiți. Doamne, îi aducem înaintea Ta pe cei ce sunt în aria aceasta, românii pentru care ne rugăm. Cercetează, Doamne, familia aceasta la care am încercat să ajungem. Te rog frumos ca să lucrezi, Doamne, în inimile acestor bărbați și să-i ajuți, Doamne, să-și deschidă inima și casa lor pentru Tine. Te rog frumos, Doamne, să binecuvintești și cuvântul din seara aceasta și cântarea și tot ce se face, Doamne, închinăm pentru slava și gloria numelui Tău. Cu adevărat, Doamne, nu ai asemănare. Îți mulțumesc pentru că Te-ai descoperit sufletelor noastre și suntem fericiți, Doamne, să stăm la picioarele Tale în timpul acesta și să aducem laudă și glorie numelui Tău. Amin. Amin. Să ocupăm locul. Când Iisus Hristos m-a mântuit har din harul Său, El mi-a dăruit.
Iisus m-a mântuit, har din harul Său, El mi-a dăruit, pacea Lui mă face fericit și mă-ndeamnă într-una să-i cânt. Doamne, Te slăvesc și Îți mulțumesc pentru bunătatea Ta. Încercări, binecuvântări, Doamne, azi Îți mulțumesc. Doamne, Te slăvesc. Doamne, Te slăvesc și Îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare. Pentru încercări, binecuvântări, Doamne, azi Îți mulțumesc. Viața mea împreună cu Iisus e un cer senin, cer de soare plin. Frică, griji, nevoi eu nu cunosc, căci de toate de la El primesc. Doamne, Te slăvesc și Îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare. Să știe toți că-s fericit cu Iisus al meu, ce m-a mântuit. Vreau de-acum doar Lui să-i slujesc, prin viața mea să-i mulțumesc. Doamne, Te slăvesc și Îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare. Pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări, Doamne, azi Îți mulțumesc. Amin. Ne bucurăm întotdeauna când vedem pe tinerii bisericii punându-se în slujba lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei, părinții lor, și Domnul să-i folosească în continuare în lucrarea lui Dumnezeu. De obicei, tinerii noștri țin momentele de rugăciune în după masa aceasta, însă aș vrea să ne uităm împreună la Psalmul 109, la versetul 30 și 31. Cuvântul Domnului prin David spune: voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul, îl voi mări în mijlocul mulțimii, căci El stă la dreapta săracului ca să-l izbăvească de cei ce-l osândesc. Amin. Amin. E un lucru foarte frumos care îl descoperim în cântarea psalmilor și în general în cuvântul lui Dumnezeu. Lauda stă bine pe buzele celor neprihăniți și cei ce au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și puterea Lui au dorința să laude pe Domnul. În versetul 1 din acest psalm, David spune: Dumnezeul laudei mele nu tăcea, căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea și înșelătoare. Și continuă el și partea aproape întreagă din psalmul acesta, David se ocupă de vrăjmașii lui. Dragii mei, n-a fost o experiență ușoară și știm foarte bine, David a avut mulți, foarte mulți chiar dușmani. În 2 Samuel, capitolul 16, versetul 11 și 12, David se referă în mod special
la fiul său Absalom. E un lucru foarte dureros atunci când cei aproape de tine, copiii sau cei dragi, sunt împotriva ta. David spune, cuvântul Domnului spune în 2 Samuel 16, versetul 11, și David a zis lui Abishai și tuturor slujitorilor săi, iată că fiul meu care a ieșit din trupul meu vrea să-mi ia viața, cu atât mai mult beniamitul acesta, lăsați-l să blesteme, căci Domnul i-a zis, poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de astăzi. Atunci când situațiile vieții, să zic așa, sunt apăsătoare, reacționezi, poți reacționa într-un mod potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, plăcut înaintea lui Dumnezeu sau într-un mod neplăcut înaintea lui Dumnezeu. E interesant, acești psalmi care întotdeauna invocă și de multe ori chiar David blesteme pentru cei răi, este un lucru puțin neobișnuit pentru noi, dar, dragii mei, și e interesant punându-ne vis-a-vis de învățătura Domnului Iisus Hristos legată de dușmani, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă și nu îi blestemați. În Psalmul 35, versetul 26, David are un cuvânt din nou deosebit și aș vrea să citesc versetul acesta. Cuvântul Domnului spune astfel, ci să fie rușinați și înfruntați toți cei ce se bucură de nenorocirea mea, să se îmbrace cu rușine și ocară cei ce se ridică împotriva mea. E o luptă atunci când te simți lovit și rănit și împovărat din confruntările pe care le poți avea cu cei de lângă tine, și câteodată aceste confruntări pot să se extindă la biserică, pentru că situațiile acestea pot să apară în biserică atunci când biserica este despărțită de un anumit gând sau altul. Dar, dragii mei, ceea ce învăț eu și ceea ce aș vrea în seara aceasta să fie în mod deosebit dorința în rugăciunile pe care le exprimăm înaintea lui Dumnezeu, este acest gând de laudă. Și atunci când treci printr-o situație dificilă, fie o relație dificilă cu cineva, fie situații personale prin care treci de suferință, de probleme, eu zic lăudat să fie Domnul. Fratele David a folosit de nenumărate ori versetul acesta. Eu zic lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. E o binecuvântare în a lăuda pe Dumnezeu. David nu spune numai că laudă pe Domnul, ce voi lăuda foarte mult, și aici e important, cu gura mea pe Domnul. Întotdeauna când venim împreună la închinare, avem așa numitele cântări de laudă și ne asociem și cântăm cu grupul de închinare și cel ce îl laudă pe Domnul. Dar e important, dragii mei, ca această stare de laudă să fie totdeauna în viața noastră. O laudă pentru Dumnezeul nostru. Și foarte interesant, când David scrie, voi lăuda pe Domnul, el amintește aici, în versetul 31 din Psalmul 109, că cel stă la dreapta săracului ca să-l izbăvească de cei ce îl osândesc. Dacă întorc pagina la Psalmul 111, versetul 1, cuvântul Domnului spune, lăudați pe Domnul, voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce pururea aminte de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, că Cel i-a dat moștenirea neamurilor. E interesant, dragii mei, că
Atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre fericiri, ferice de cei săraci în Duh, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci a lor este împărăția cerurilor. Există în fiecare dintre noi o luptă între euul acesta, care socotește că este foarte important înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce am înțeles în viața de copil al lui Dumnezeu, lupta aceasta între euul acesta, firea pământească și Duhul lui Dumnezeu, continuă până în ziua când Dumnezeu îngăduie să trecem din viața aceasta. Ceea ce este însă frumos și ceea ce cred că în viața lui David, chiar ieri cineva pe radio punea întrebarea, cum David este numit un om după inima lui Dumnezeu, după toate lucrurile pe care le-a făcut el, și unele lucruri sunt destul de grozave, omorârea lui Urie și situația lui prin care a intrat în păcat cu soția lui, cu Bathsheba. Și ceea ce însă este de remarcat este că atunci când David a fost biruit de păcat, în același timp David a fost gata să renunțe la păcatul lui și să se întoarcă la Dumnezeu cu toată inima, să renunțe cumva la el însuși. Și e interesant, acest lucru este dovedit atunci când profetul îi spune lui David acea ilustrație foarte senzitivă. Un om avea o mielușea și acolo era un om care avea turme de oi și într-o zi omul acesta bogat s-a dus la cel sărac și a luat mielușeaua. Și în momentul acela David în sufletul lui simte și face judecata aceasta. Omul acesta trebuie să fie nimicit. Și cuvântul Domnului prin profet vine și spune, David, tu ești omul acesta. Mulți împărați, atunci când au stat față în față cu conștiința lor, cu păcatul din viața lor, au fost gata să pedepsească pe profeții Domnului, dar David s-a întors cu fața spre Dumnezeu. Și întotdeauna când citim Psalmul 51, ne aducem aminte că în durerea lui David îl caută pe Dumnezeu, își mărturisește păcatul, recunoaște vinovăția lui. Nu este un lucru ușor să fii sărac în Duh, să spui întotdeauna, Doamne, am nevoie de Tine. În ce privește pe dușmani, am auzit de multă vreme o vorbă și e un lucru frumos să practici această învățătură. Pe dușmani, lasă-i în mâna lui Dumnezeu. Dacă ai dușmani, lasă-i în mâna lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este acela care, în dragostea Lui, îi iubește și pe el. Poate că noi nu putem să iubim întotdeauna, deși Domnul Iisus Hristos ne cheamă să exprimăm această iubire pentru toți oamenii. Dragii mei, fie cuvinte de laudă și în seara aceasta pentru Dumnezeul care ne-a scăpat de cel mai mare dușman. Azi dimineață, fratele misionar din Albania, fratele păstor, ne-a vorbit despre acele puteri, între care puterea învierii, care anulează puterea aceasta care se răspândește, răsfrânge în lume, puterea naturală, într-un fel manifestată în lucrurile acestea prin uragane, cu tremure sau tot ce există, încă și aceasta este puterea lui Dumnezeu. Dar amintit puterea păcatului, puterea diavolului, fie ca toți cei ce am cunoscut izbăvirea lui Dumnezeu să lăudăm pe Domnul. Amin. Și să nu ne mai întoarcem niciodată în inima noastră la lucrurile acelea care s-au întâmplat și cineva le-a făcut pentru noi. Un lucru care e frumos și trebuie practicat de copiii lui Dumnezeu este iertarea. Când cineva ne greșește, să fim gata să iertăm ca și cum Dumnezeu ne iartă pe noi. Pentru că cei ce iartă sunt aceia care sunt iertați. Dacă în seara aceasta ne dăm seama că trebuie să iertăm pe cineva, cuvântul Domnului ne îndeamnă și spune să nu aducem darul până când ne întoarcem înapoi și ce facem? În sufletul nostru
iertăm pe cel ce a greșit. Un cuvânt frumos care l-am auzit despre iertare, toți cei ce au avut de iertat pe cineva au spus, după ce am iertat, mi-am dat seama că n-am eliberat pe persoana aceea care mi-a greșit, ci m-am eliberat pe mine însumi. Când dragostea lui Dumnezeu biruiește inima noastră, în puterea dragostei lui Dumnezeu, suntem gata, dragii mei, să îl onorăm pe El prin iertarea pe care o acordăm, chiar dacă cineva nu și-a cerut încă iertare, nu contează. Pentru că atunci când iertăm, aplicăm metoda lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iartă pe noi și noi suntem datori să ne iertăm unii pe alții. Laudă-L pe Domnul în ziua aceasta cu gura pentru ceea ce ți-a făcut Domnul ție. În mijlocul mulțimii e un cuvânt foarte, foarte frumos care s-a întâmplat întotdeauna la evrei și se întâmplă în bisericile Domnului. Noi avem momente de părtășie și lăudăm pe Domnul acasă, în cămăruță, lăudăm în cântare, citim cuvântul lui Dumnezeu, dar este ceva frumos atunci când venim în casa Domnului, în mijlocul fraților și surorilor care își apropie inima de același Dumnezeu și ne unim împreună și în seara aceasta, nu numai în cântare, ci în rugăciunea aceasta de laudă pentru Dumnezeu, spune ceva pentru Dumnezeu, ce bine ți-a făcut Domnul și ție, în ce fel Domnul a lucrat în viața ta, în ce fel Domnul intervine atunci când te simți slab, când te simți sărac și vezi că Dumnezeu este Cel ce te izbăvește din situațiile și încercările prin care treci. Și să nu deznădăjduim, dragii mei, întotdeauna așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, la Dumnezeu este milă și îndurare. La Dumnezeu este milă și îndurare. Mila Lui este ceea ce ne face întotdeauna să nădăjduim. Știți versetul acela? Ceea ce mă face să trag nădejde este faptul că bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit și îndurările Lui n-au ajuns la capăt. Este acesta un motiv de laudă? O, dacă Dumnezeu ar fi trebuit să-mi facă după ceea ce am făcut eu, n-aș fi vrednic să stau în fața dumneavoastră. Dar este îndurarea lui Dumnezeu, este dragostea Lui și ce mare har să lauzi pe Domnul ca unul care ai fost curățit prin sângele Mielului Sfânt și să stai înaintea lui Dumnezeu cu o inimă care a fost întărită de iertarea Lui și care te aduce să-ți deschizi gura cu cântări de laudă, cu rugăciuni de laudă pentru Dumnezeu. Nu uităm și pe cei bolnavi, în timp ce poate majoritatea dintre noi avem motive să lăudăm pe Dumnezeu pentru sănătate, nu uităm pe cei bolnavi, nu uităm pe sora Lidia, pe sora Magda. Sora Lidia, am spus, miercurea trecută a avut bucuria să-l vadă pe băiatul ei, Samuel, fratele lui sora Roda, e aici în vizită. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze familia aceasta și Domnul Dumnezeu să se îndure de fiecare situație, așa cum El o știe și o cunoaște și Domnul Dumnezeu să facă bine. Poate că e o rugăciune care nu trebuie să uităm niciodată, chiar și vrăjmașilor. Amin? Amin. Pentru că Dumnezeu iubește deopotrivă și pe cei ce-L urăsc pe El, așa cum ne iubește pe noi care îl iubim pe El. Haideți ridicați în picioare să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune fiecare și mulțumim lui Dumnezeu pentru copiii bisericii. Noi ne rugăm pentru ei, nu știu dacă ei sunt gata să aducă și ei un cuvânt de laudă pentru Dumnezeu, dar întotdeauna au fost gata și nădăjduiesc că sunt seara aceasta să aducă un cuvânt de laudă pentru Dumnezeu în rugăciunile lor și Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei, de la cei mici și până la cei mari și să-i folosească așa cum ne-am rugat pentru lucrarea Lui. Amin. Amin. Ne rugăm Domnului. Doamne, binecuvintează și seara aceasta, binecuvintează timpul care îl petrecem în jurul cuvântului Tău. Amin. Și în seara aceasta, dacă este ceva care trebuie schimbat în viețile noastre și știm că există, Doamne, te rog să lași prin cercetarea Duhului Sfânt ca acel lucru, Doamne, să fie schimbat de Tine. Amin. Te rugăm să ne ajut să luăm decizii noi, ca să Te lăudăm mai mult, Doamne. Amin. Și acum am auzit, Te lăudăm și în timpuri bune și în timpuri grele. Amin. Ești același Dumnezeu neschimbat, Tu nu Te schimbi niciodată.
Te rugăm, Doamne, ca pe cei care vestesc cuvântul Tău în această seară să-i binecuvintezi, Doamne. Amin. Să-i binecuvintezi cu un cuvânt pentru inimile noastre, pentru mințile noastre, sufletele noastre. Amin. Te rog să binecuvintezi și copiii bisericii, Doamne. Amin. Te rog să-i faci să înțeleagă, Doamne, cât de important este laude cu gura lor, Doamne. Amin. Așa cum spune psalmistul, că Te voi lăuda foarte mult, așa și eu, împreună cu ei, împreună cu toți, Doamne, dorim să Te lăudăm foarte mult, pentru că ești un Dumnezeu mare. Amin. Fii slăvit și onorat de acum și veci. Amin. 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 Te rugăm.
Amin. Mulțumim, Doamne. Amin. Da, Domnul Iisus. Te rugăm. Amin. Te rugăm. Mulțumim. Te rugăm, Doamne Iisuse. Te rugăm. Da, Doamne Iisuse. Te rugăm, Doamne Iisuse. Slavă ți. Te rugăm. Te rugăm. Slavă ție. Amin. Te rugăm. Doamne, Tu știi de ce ne încerci pe fiecare, Doamne, da. Prin diferite încercări, ajută-ne ca aceasta să vrea să fie spre creșterea noastră. Amin. Și spre apropierea noastră de Tine. Amin. Și să nu fie în zadar în încercarea credinței noastre. Amin. Te rog să ne păstrezi credința și să ne ajut să te rog din acum la capăt. Amin. Și, Doamne, te rog, binecuvintează biserica, Doamne. Te rugăm, Doamne Iisus. Amin. Amin. Să ocupăm locul și continuăm să lăudăm pe Domnul în continuare. Așa de bine se potrivește refrenul la cântarea aceasta, am cântat-o de mult. Zice, lauda mea e pentru Împăratul, nimeni nu-i ca El așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul ca al meu mire drag, Iisus Hristos. Sunt un mesaj.
mesager rătăcitor prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus harfa mea în slujba unui rei, mire înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun mi-a fost și nu e altul ca și mirele Iisus Hristos. Lauda mea e pentru, nimeni ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul ca și mirele Iisus Hristos. Cum să nu-i cânt când cu atâta milă m-a luat în brațe, când zăceam zdrobit, celor din jur le inspiram doar silă. El m-a ridicat cu drag căci m-a iubit. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e și mirele Iisus Hristos. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul ca și mirele Iisus Hristos. Voi cânta mereu, mereu, cât voi avea suflare, și-l voi preamări, căci m-a iubit Nesus. Când mi-a fost mai greu, în foc și încercare, lângă mine a stat aproape doar Iisus. Lauda mea e pentru, așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul ca și mirele Iisus Hristos. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul ca și mirele Iisus Hristos. Spuneți, spuneți tuturor să știe oricine de iubirea Lui și a Lui veșug de har. Orice muritor la El ce sincer vine, are viață-n veci și mântuire-n dar. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul ca și mirele Iisus Hristos. Așa frumos, sfânt și bun a fost și nu e altul ca și mirele Iisus Hristos. Amin.
câteva anunțuri pentru Biserica Domnului. Și acum am anunțat și azi dimineață, continuăm să ne rugăm pentru cei care sunt afectați de uraganele acestea care au trecut peste Texas și vin acum peste Florida. Domnul Dumnezeu să se îndure și să protejeze viețile oamenilor și Domnul Dumnezeu să facă ca aceia care nu-L cunosc pe El să recunoască puterea și dragostea lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm și pentru cei ce trec prin probleme, Domnul să întărească pe sora Lidia, nu uitați să vă rugați pentru ea, pentru sora Roda, familia ei și pentru sora Magda, Domnul să intervină cu puterea Lui și Domnul să se îndure de aceia care îi cunoaștem, care trec prin probleme, sora Camelia, Domnul să se îndure și de Estera în România și Domnul Dumnezeu să facă ca în puterea Lui și cei nemântuiți să ajungă să cunoască mântuirea lui Dumnezeu. Serviciile bisericii sunt miercuri la ora 6, duminică dimineața la ora 10 și duminică după masa la ora 5. Miercuri vom avea un subiect foarte interesant, cum să faci față abandonului. Domnul Dumnezeu să ne dea înțelepciune, Domnul Dumnezeu să ne întărească ca și biserică, ca și cei care suntem mădulare unii altora, să putem să fim tari lângă Domnul Iisus Hristos și prin puterea Lui să continuăm să arătăm dragoste tuturora. Amin. Amin. Ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie în timpul acestei cântări. Știu că Eduard zicea că lui bate câteodată inima tare și nouă ne mai bate câteodată și bine că ne bate, cât ne bate e bine. Și am văzut o cântare care spune inima îmi bate liniștit. Domnul cântă dulce în ea, teamă n-ai, orice s-ar întâmpla, sunt aici cu pacea mea. O știți cântarea, cântați și voi. Știu că Vicky are un text după și Mișa are o cântare după. Să-mi o dea.
mai mult în noul paradis, El va fi cântarea mea. Iisus, 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 ești speranța mea. Inima mea e plină, plină de iubirea ta. Oh, Iisus, 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 ești speranța. Ce cântam cântarea dinainte, unde spune că te iubesc, ești cel mai frumos, Domnul Iisus. Am adus aminte de Psalmul 45 și de multe ori mi-aduc aminte gândul acesta să îi spun Domnul Iisus că îl iubesc. Ca și de multe ori copiii când vin la noi și ne spun, în afară să ne ceară bani sau jucării sau... Parcă ne bucurăm când ne spune că ne iubesc fără să mai ceară dar, te rog să... Și am fost încurajată de refrenul acela și parcă de mult timp nu i-am spus Domnului că îl iubim și este cel mai frumos. Psalmul 45. Către mai marele cântăreților de cântat, cum se cântă crinii, un psalm al fiilor lui Core, o cântare de dragoste. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă și apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiac de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un umd de lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Smirna, aloia și casia îți umple de miros plăcut toate veșmintele. În casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde. Amin. Amin. Fratele Mișa va cânta Domnului spre lauda Domnului o cântare, însă astăzi este ultima duminică când fratele va fi cu noi, fratele se va întoarce înapoi la școală. Ne bucurăm de acest prilej de a fi cu noi, Domnul să te binecuvinteze. Amin. Și ne rugăm ca Domnul să-l întărească și cred că va reveni printre noi mai curând când Domnul îl îngăduie. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Căci Tatăl cel Sfânt
Haideți să ne ridicăm, să ne pregătim pentru citirea cuvântului, dar înainte vom cânta o cântare. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului suflete. Nu-i pot aduce niciun singur snop măcar. Să deschideți cuvântul Domnului la un singur text scurt din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 6, mai bine zis, jumătatea versetului 6. Faptele Apostolilor, capitolul 9, jumătatea versetului 6, pagina Biblia Cornelescu, 1066. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Amin. Ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru această zi și mulțumim și pentru această seară în care avem posibilitatea să ne închinăm în fața Domnului. Dimineața am spus că unii chiar nu au posibilitatea să se închine odată ce ori vine furtuna, ori furtuna deja a fost. Unele case de rugăciune ori sunt inundate uneva și nu mai e posibil să intri în ea din cauza că fundația este umedă și este gata să se prăbușească, altele sunt pe stânci, pe dealuri mai înalte, unde apa nu a ajuns. Noi astăzi avem posibilitatea să ne închinăm. Rău că nu o facem din toată inima. Vor veni zile, cine știe, poate când inclusiv casa aceasta poate va fi inundată sau va fi dărâmată. Și va trebui să ne adunăm undeva în pământ sau la cineva acasă, dar momentele acestea
se vor mai repeta exact ca în cântarea care am cântat-o anii care au trecut, să-i mai întorc. Dar au plecat. Dragi prieteni, în această seară am intitulat predica la fel cum este întrebat pe care a dat-o Pavel atunci când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos în drum spre Damasc. Doamne, ce vrei să fac? Și cred că și dumneavoastră v-ați spus întrebarea aceasta. Dacă nu, eu mi-am pus-o. După ce am stat un timp în care nu am fost folosit în biserică, nu am avut ce face în biserică și te vezi în situația când nu ești nici pus într-o slujire și nici nu ești pus în lucrare în vreo biserică, de oricare fel, fie că ești la ușă, fie că dai mâna, fie că fare orice, în momentul când te vezi neutral și nu faci nimic în biserică, ajungi să te întrebi, Doamne, ce vrei să fac? Oare am venit în biserică, oare m-ai chemat din lume ca să fiu în biserică și să nu fac nimic dacă așa sau trebuie, mai bine nu sunt creștin și plec în altă parte. Undeva nu știe nimeni și nu pot să fim duminică de duminică și pur și simplu să fiu ca și un vizitator în care să aștept păstorul să dea o predică frumoasă și fie laudă și închinare și să plec din nou acasă. Dragi prieteni, haideți să ne punem un pic imaginația în lucrare și să ne imaginăm totul lucru. După ce v-ați pocăit, după ce v-ați botezat, ați primit botezul, cineva se apropie de dumneavoastră și vă întreabă frate Cutare, frate Eduard, două lucruri alege. Ai vrea să cunoști cum va decurge viața ta de credință, să știi din timp, sau să o cunoști pe parcurs după ce vei trece prin anumite încercări să vezi că acesta a fost planul lui Dumnezeu și nu ai ce face, să mergi înainte și Dumnezeu îți va arăta după ce te vei trece prin situații că asta a fost voia lui, asta a fost voia lui. Ce sau ce aș alege eu? Acum chiar, sincer, ce ați alege dumneavoastră? Să cunoașteți din timp sau să cunoașteți pe parcurs? Cum e mai bine? Frate Vasile, să cunoști dinainte. Altcineva. Știi ce te așteaptă? Așa este. Frate Cosmin. La fel, dinainte. Cine mai a răspuns? Frate Pui, dumneavoastră. Nu poți să știi dinainte. Nu poți să știi dinainte, dar înseamnă că sunteți de a doua poziție. Ce vrea Domnul. Ce vrea Domnul, amin. Eu la fel. Eu sunt de părerea dumneavoastră. Doi la trebuie să cere părerea la toți. Bine, m-am întrebat. Pavel dă întrebarea aceasta Domnului Iisus Hristos. Doamne, ce vrei să fac? Și dă întrebarea și Dumnezeu i-a arătat lui Pavel ce are de făcut Pavel sau nu? I-a arătat, nu? Găsim mai jos un pic. 15. Anania și Dumnezeu doar știe răspunsul la întrebarea asta, apoi noi. Du-te căci El este un vas pe care l-am ales ca să ducă în numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și 16 spune, îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Toată viața lui Pavel de slujire, Dumnezeu îi face sandwich într-un singur cuvânt ce are să sufere pentru noi. Pavel ar fi putut spune, Doamne, dacă asta e calea mea de credință, sorry, nu pot. Frate Vasile, dacă Dumnezeu ar fi arătat astfel, cred că ați fi spus, numai nu creștin. E prea mult, e prea greu. Zufer pentru numele tău. Și când vedem în Corinteni, când citim în Corinteni tot CV-ul lui, vedem că el a suferit foarte mult. Inclusiv de la frații săi. Prigonit, lăsat. Cineva vă spune, bine, bine, noi nu trăim în societatea în care Pavel a locuit. Nu suntem în secolul 21. Foarte bine. Pentru că predica e despre exact despre un om care nu a trăit în secolul 21, ci a locuit într-o societate în care suntem și noi acum, unde păcatul este pus la loc de cinste și unde neprihănirea este pus pe planul 2 sau undeva la departe, la periferii, unde albul este numit negru și negru este numit alb.
Este exact persoana și are să plecăm direct în Vechiul Testament, să plecăm la Avram. Și întrebarea, Doamne, ce vrei să fac? Să răspundem prin alegerile pe care Avram le-a făcut. Pentru că Avram a făcut exact în contextul în care locuim noi acum. Nici o diferență. Exact aceleași timpuri, exact acea societate care se crede de ultimă, totul este la clic, la deget. Bine, ei nu aveau, dar arheologii au descoperit multe clădiri avansate în care unii se întreabă, unde a dispărut civilizația aia? Pur și simplu a dispărut și a ajuns din nou la sapă de piatră. El a locuit. Și trei lucruri aș vrea să învățăm de la... Aș vrea să răspundem totuși în această dimineață, în această seară, la întrebarea lui Pavel. Doamne, ce vrei să fac? Și dacă ți-ai adresat întrebarea aceasta și ai adresat-o lui Dumnezeu, și dacă răspunsul acesta fac parte din răspunsul pe care Dumnezeu ți l-a dat, cât ar fi bine să fie și să începe a le pune în aplicare. Primul rând ce putem să învățăm de la Avram este că Avram, totdeauna când Dumnezeu i-a vorbit din start, primul lucru, Avram a ascultat. Vreți, în capitolul 12 cu 1 este prima cerință către Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Simplu, atât. Nu unde te duci, nu unde pleci. Este total diferit de ceea ce am văzut la Pavel. Dumnezeu i-a arătat lui Pavel să sufre, în care loc să sufre. Pentru că Dumnezeu spune, îi voi arăta tot. Acest om, Avram, el pleacă nicăieri și nu știe habarul ce se va întâmpla cu el. De-aia am întrebat, ce ați alege? Să știți din timp sau pe parcurs? Pentru că atunci când știi din timp, te aștepți. Mănânci mai bine ca să ai mult mai multă energie când iei cu bățul pe spate? Sau te îmbraci mai bine ca să nu simți loviturile? Dar când nu știi ce se va întâmpla, mergi printr-un secret în care oricând poate veni ceva. Și exact persoana este Avram, în care dintr-o zi Dumnezeu îi spune, ieși din țara ta, du-te, eu ți-l voi da. Nu tu compas, nu tu radar, nu tu hartă, du-te unde îți spun eu. Cum a răspuns Avram? Al patrulea verset. Avram a plecat pe Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Poftim! Dumnezeu îl cheamă pe un om și îi spune să te duci în direcția cutare. Omul acesta nu întreabă de ce, pentru ce, unde, când, la ce oră. El mai apucă pe cineva și pleacă în direcția în care Dumnezeu îi spune. 35 de ani mai târziu, 25 de ani omul acesta așteaptă un fiu, el și soția lui nu au. Când iese din Haran are 75 de ani, 35, merg prin toată țara, stau în corturi. Ajunge momentul când acest om vede că toți din jurul lui au copii, el nu are un urmaș. Dumnezeu îi dă unul, pe nume Isaac, și după 35 de ani Dumnezeu îl încearcă din nou. E secret? Dacă ar fi știut Avram ce se va întâmpla, mă întreb, ar fi ieșit din Haran sau ar fi rămas în Haran? Dar din cauza că am mers prin credință și în Noul Testament îl găsim în lista eroilor credinței. Avem ce învăța de aici. Peste 35 de ani, din nou Dumnezeu îi spune bună dimineața. Ai dormit bine? Ești ok? Da, ok. Ia-ți copilul, du-te în țara Moria, pe un munte cu tare, îți voi spune eu, jertfește-ți fiul tău. Și în caz că nu știi pe care fiu să-l jertfești, eu îți spun care. Pe întâiul născut, cel mai iubit, și în caz că nu știi numele, îți spun numele. Și nu doar atât, vei arde piciorului sau mână sau nu știu ce, tot. Pentru că se vorbește despre o ardere de tot. Capitolul 22. Ia pe fiul tău, singurul tău fiu,
Și mă uimesc când Dumnezeu îi face descrierea lui Isaac. Parcă i-ar confirma lui Avram: Avram, nu cumva să încurci copilul despre care îți vorbesc. Să nu cumva să-l încurci. Primul rând este Moia fiu, este singurul tău fiu. Este cel pe care îl iubești. Și dacă în caz că ai mai mulți pe care îi iubești, eu ți-i spun numele. Îl cheamă Isaac. Ia-l și du-l. O nouă încercare asupra. Dragi prieteni, cerința pe care o cere Dumnezeu nu e a ieși din țară. A ieși din țară e mult mai ușor. Vorba este că după 25 de ani, după ce ai așteptat un fiu, Dumnezeu ți-l dă acum tot, el ți-l ia. Cum a răspuns Avram? Pentru că aici stă miezul. Nu doar este să ceri, Dumnezeu vine cu cerințe, vine cu propuneri. Omul tot vine cu cerințe, vine cu propuneri. Întrebarea mea este cum răspundem noi la Dumnezeu și cum răspunde Dumnezeu la cerințele noastre, pentru că în dependență de cum răspundem noi, răspunde și Dumnezeu. Noi iertăm, iartă. Dumnezeu ne iartă, avem credință. Avem credință să cerem, primim. De la lucruri simple să ia lucrurile. Îl ascultăm noi pe Dumnezeu, El ne va asculta pe noi. Cum ascultă Avram de Dumnezeu? Exact versetul 3. Avram s-a trezit dimineață, a pus-o pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. Dis de dimineață. Omul acesta nici nu a avut răbdare. Nu să-l vadă pe fiul său mort, cât mai repede să îndeplinească dorința lui Dumnezeu. Este o... Cineva spunea, întreabă, pe prima linie trebuie să fie cuvântul ascultare. Atât. Nu scuze, nu justificări, nu că s-a ocupat, nu că am alte treburi mult mai importante decât tine, Dumnezeule. Ascultare. Vorbim despre o credință și încredere în Dumnezeu și Avram ne arată că pe prima linie este ascultarea, nu altceva. Și când Dumnezeu a lucrat prin oameni, al de Gedeon, al de Ana, fiecare om are câte un cuvânt al lui. Și la acest om este ascultare. Gedeon era încredere. Ce lecție putem să tragem din ascultarea pe care Avram o arată? Dragi prieteni, aș vrea să răspund la câteva întrebări. Nu răspunde în voce, răspunde înaintea lui Dumnezeu. Care sunt atitudinile tale la daurile pe care le rostești? Fiecare zi noi rostim câte un da la anumite decizii. Întrebarea mea este care este atitudinea față de acele dauri. Mult mai mult, hai să mergem în urmă atunci când în apa botezului ai stat tu și păstorul și păstorul te-a întrebat de anumite promisiuni și tu ai promis lui Dumnezeu și ai spus un da. Că îi fi loial, că îi vei răspândi cuvântul, că îl vei asculta. Și apoi păstorul ți-a spus, pe baza acestor mărturii te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și te-ai cufundat în apă. Ai spus un da. La ce? Adu-ți aminte. Ce atitudine acum ai față de acel da? Asta e altă întrebare. Pentru că într-o zi, la judecată, vei fi pus în situația în care va trebui să dai răspuns pentru acel da. De ce l-ai dat și de ce n-ai făcut? Luați serios lucrurile acestea. Noi spunem dauri, zi, dar atitudinile pe care noi apoi le luăm sunt foarte ușuratice, ieftine. Este atitudinea ta una de ascultare? Și ce evidențe poate vedea Dumnezeu pentru daurile tale spuse în șoaptă sau în gând? Ce arăți? Că angajamentul care te-ai pus, tu îl îndeplinești. Prin ce? Avram, când Dumnezeu i-a spus să din Haran, el a ieșit. Când i-a spus să-și dea copilul, el și l-a dat. Nu a spus, da, Doamne, așa facem. Non-verbal, profund în inima lui. Cere-i Domnului să-ți dea o inimă dispusă să asculte. Dacă nu știi cum să ceri lucrul acesta, îți sugerez o rugăciune foarte simplă a unui copilaj din Vechiul Testament pe nume Samuel. Atunci el nu știa că e Dumnezeu și nu știa cine îi vorbește.
spus copilașul meu, data viitoare când vocea vine din nou, spune-i, vorbește pe robul tău, ascultă. Dumnezeu te cheamă? Cu ce astupi vocea? Nu vorbesc de chemare la mântuire, frați și surori. Noi am fost mântuiți, dar în ogorul lui Dumnezeu avem de făcut ceva. Și cântarea spune, ogoarele sunt gata de recoltă, iar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc, o Doamne întregime, să culerg recolta dintre suni. Sunt aici, la dispoziția ta. Cheamă-mă, te voi asculta. Dar noi nu mai facem acest lucru. Noi nu mai facem acest lucru. Suntem prea ocupați cu ardele noastre. Și din ce paragini lui Dumnezeu, noi continuăm să ne rugăm aici. Nu-i rău. Vom vedea și Avram a făcut acest lucru. Dar sunt anumiți pași care dacă îi încurci a cât le este, e rău. Doamne, ce vrei să faci? Este întrebarea lui Pavel. Și răspunsul lui Avram ar fi, sau ar fi, ascultă. Ascultă și îndeplinește ceea ce El îți cere. Al treilea lucru pe care putem să-l învățăm de la Avram, s-a rugat și a slăvit pe Dumnezeu. Noi asta facem și nouă asta ne place. Doamne ajută să nu facem doar aici, în bereții aceștia, ci și în afară. Cum a făcut Avram? Pentru că atunci el nu avea o casă de rugăciune, el nu avea o casă de închinare, el avea un cort, era biduin. Nu avea cort de închinare special, cortul de rugăciune. Dar citim în Scriptură, în două texte, în Geneza 8, 12 cu 8, de acolo a pornit spre munte, l-a răsărit la Betel și și-a întins cortul, având Betelul l-a pus și Ai l-a răsărit. Și uitați-vă, a zidit acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Cu patru citim un loc unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte și acolo Avram a chemat numele Domnului. Nu mă uimește faptul că el construia și se ruga. Ce mă uimește sunt următoare lucruri. El construia aceste altare pe pământul pe care Dumnezeu i-l-a... Acum cineva a spus, noi trăim pe pământul Tatălui nostru. Ăsta e pământul Tatălui nostru, care și-a din ceruri. Dar cât timp noi suntem aici, el este al nostru. Într-o zi ne va lua. Dar e în posesie atâta timp cât noi suntem în viață. Și Avram construia altare pe pământul care era promis lui. Al doilea lucru care mă urmește, Avram nu doar construia pe pământul lui, el construia pe un pământ care încă nu era al lui, deci era ocupat de altcineva, și ce îmi spune mie că el construia altar păgân. În mijlocul unui popor păgân. Și toți când se uitau la Avram, ori îi luau un râs, ori îi făceau cu degetul, ori altceva. Ce face și ăsta? Ce o fi inventat ăsta? Cărui Dumnezeu să mai închine? Aș vrea să te întreb, când ultima oară ai construit un altar? Și nu am în vedere să construiești din petre în ograda ta, în backyard-ul tău sau în față, un altar și să pui acolo o lemnișoară și să faci un rug. Ăsta-i rug, se cheamă. Eu vorbesc de altar. Și haideți să facem așa o comparație cum ar fi cei ce făcea Avram în zilele noastre. Când faci un altar, pui jertfa pe el și te rogi. Acum imaginați-vă situația în care era Avram, sau trecem în zilele noastre, și e ca și într-un restaurant, nu am să spun bordel, într-un restaurant arhiplin, poate de noapte, dar într-un restaurant arhiplin. Și tu vii să mănânci și după ce serverul ți-a adus mâncarea, ai încrucișat mâinile, ți-a plecat capul și te-ai rugat asupra. Sau nu e numai decât într-un restaurant arhiplin, într-un fast food, să-ți pleci capul, să te rogi pentru acea mâncare. Toți te vor vedea, asta e sigur. Ce vor gândi despre tine, asta e alta. Vede Dumnezeu, asta contează.
lumea poate gândi ce nebun și ăsta s-a apropiat asupra unui Big Mac să se roage. Ce face ăsta s-a plecat asupra unui Subway să se roage. Prin dependență și loialitate față de Dumnezeu și că și mâncarea aia, fără El, tu nu o meriți. Iar lumea o ia de parcă totul a fi făcut ei, inclusiv să crească sămânța aia care nici n-au pus-o ei. E atitudinea de mulțumire față de Dumnezeu. Doamne, ce vrei să fac? Construiește altare. Arată lumii cui tu îi slujești. Și în Faptele Apostolului, capitolul 28, îl vedem pe Pavel, exact în situația aceasta, când stătea pe barca care ducea spre Roma și din cauza că a fost judecat și stătea în mijlocul păgânilor, unor ucigași, unor oameni care au fost scoși din societate din cauza purtărilor, Pavel este în mijlocul lor. Și vă aduceți aminte, la studiu am făcut lucrul acesta, l-am văzut pe Pavel rugându-se. Pavel s-a rugat pentru pâine. Dar cum au văzut ei lucrul acesta, a fost diferit. Cineva a spus, nu întreba peștele cât de udă este apa. Peștele se simt în apele lui. El nu știe, el nu-și dă seama de lucrul acesta. Ia un om, pun. Noi, din cauza că ne rugăm atât de mult și e bine și acasă și la biserică, credem că rugăciunea este atât de simplă și nu aduce prea mult rod să faci în restaurant sau în altă parte, nu o mai luăm în serios. Pe când pentru cineva, pentru niște oameni păgâni, la fel va fi ceva și rugăciunea pe care o vei spune către Dumnezeu va avea impact pentru asupra celorlalți. Nu lua în ușuratic ceea ce tu practici zilnic. Pentru că pentru cineva s-ar putea lucrul acesta să fie de preț. Ultimul lucru pe care putem să-l învățăm de la Avram. Avram s-a rugat pentru alții. Avram a ascultat, Avram a construit altare și Avram s-a rugat pentru alții. Este cel mai fascinant loc din Biblie unde Dumnezeu și omul interacționează în mijlocire, într-o negociere. Și Dumnezeu, înainte de aceasta, vine la Avram și la Sara în chip de înger și spune două lucruri. Spune Sara, pe timpul acesta va avea un copil. Sara s-a râs. Al doilea lucru pe care îi spune Dumnezeu lui Avram și Sara este Gomora, pe care le vedeți, le voi șterge, le voi judeca din cauza nebuniei lor, păcatului lor, care este mult, s-a ridicat până la mine la ceruri. Și Avram spune, oare mine, Sodoma și Gomora, eu am pe cineva acolo. Am pe nepotul meu Lot. Nici un oraș întreg pentru 55 de neprihăniți? Da. Pentru 40? Da. Pentru 45, pentru 30, 20, pentru 10. Avram a negociat cu Dumnezeu până la cifra de 10 nepoți, 10 nepoți. 1. Lot. Dumnezeu a trebuit să distrugă. Dar anume, acest sentiment că acest om a stat în rugăciune pentru cineva și noi sunt foarte mulți. Vedeți, Avram este pus în situația în care suntem noi astăzi, secolul 21, unde oamenii săi, bărbații săi iubesc pe bărbați, femeile pe femei și împreună pe animale. Exact ca în timpul lui Avram, nimic diferit. Și nu a avut pentru cine să se roage, a știut că este cineva neprihănit în acel oraș. Ce lecție putem să tragem din toată viața lui Avram? Sunt câteva. Răspunsurile la rugăciune nu vor veni niciodată imediat. 25 de ani să aștepți pentru ca să primești un fiu? Este prea mult. Și dacă Dumnezeu i-ar fi arătat lui Avram, la fel cum i-a arătat lui Pavel, cât va suferi, cred că Avram ar fi spus mai bine stau în Haran, lângă tata, mama, fără copil, e rău, dar Dumnezeu l-a dus prin credință pe omul acesta. Cine este Avram? Și a schimbat popoarea Avram.
inclusiv pe egiptean, afla cine este Dumnezeu. Prin situații sigur rușinoase, l-a mințit, dar afla cine este Dumnezeu. Slujirea noastră și rugăciunile ar trebui să fie motivate. Dacă cumva altceva căutăm, o facem degeaba, dragi prieteni. Dacă slujirea pe care o facem nu este motivată de a-L glorifica pe Dumnezeu, s-a zis. Dar din cauza că noi credem că a cânta lui Dumnezeu deja e glorificarea lui Dumnezeu, ia prea mult timp, putere fizică ia, să urci în mașină, să te duci până nu știu câte zeci de maile la un om, să-i vorbești despre Dumnezeu, este prea departe, mai bine vin în biserică când și-și slăvesc pe Dumnezeu, motivat de dorința tot de a fi glorificat Dumnezeu, nu-i așa? Dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți este mai mare decât a noastră. Înțelegeți acest lucru? Nici cu... Uneori mă gândesc, Dumnezeu îmi iubește copilul meu mai mult decât eu pot să-l iubesc. Și uneori nu Dumnezeu știe cu atât mai mult pe păcătos. Ezechiel 33 cu 11 spune: nu doresc moartea păcătosului. În engleză sună altfel. Spune: I have no pleasures in the death of the wicked. Eu nu am plăcere păcătosului. Nu e nicio plăcere ca un păcătos să moară, e pierdut. La fel cum Dumnezeu l-a încurajat pe Avram, la fel ne încurajează și pe noi să ne rugăm unii pentru alții. Și mai ales pentru cei care nu sunt în Hristos. Vedeți, Dumnezeu ne cere mai întâi să ieșim de undeva. Apoi ne cere să îl slăvim. Sau rezultatul ieșirii noastre îi slăvirea lui. Apoi când îl slăvim, nu poți să-l faci slăvirea fără ca să te rogi. Sunt pus împreună acest rezultat. Ce facem noi? Nouă ni se pare că am ieșit. Și să trecem printre primul, doi, trei, noi trecem direct la al treilea. Și ne rugăm numai. Și ne este bine și suntem ok. Și se bat în cap două lucruri, dragi prieteni. Noi, iar Dumnezeu spune, ogoarele mele sunt gata, lucrătorii sunt prea puțini, rugați pe Tatăl ca să trimită lucrători. Și se bat în cap două lucruri. Dumnezeu ne cere nouă să mergem noi în afara lumii, iar noi cerem lui Dumnezeu. Nu vi se pare să contrazic lucrurile acestea? Noi cerem să facem Dumnezeu să facă lucrarea noastră, în timp ce Dumnezeu ne spune să cerem ajutor, oameni, pentru ca lucrarea lui să se facă. Noi cerem exact ce Dumnezeu nu... A.W. Tozer a spus următoarele lucruri. Dumnezeu nu schimbă inimi. Dumnezeu nu schimbă gândiri. Dumnezeu nu pune Duhul Său, cel Sfânt, într-un om, apoi lasă să locuiască cum lumea sau ca și lumea. Fii sigur de lucrul ăsta. Fii sigur de lucrul ăsta. Dar odată ce ești mântuit, odată ce ești botezat, odată ce ești un membru al unei biserici și faci parte, ce crezi că poți conjura altfel decât predecesorii noștri au făcut-o? De ce încercăm să oculim exact ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune că în lume veți avea suferințe, necazuri? Necazurile astea sunt acasă, nu făcea orice ca să aibă doar necazuri. Și ajunge la un moment în care el spune: eu nu sunt vrednic să fiu pus alături de rănile lui Iisus Hristos. Câte răni a luat el și totuși se vede nevrednic? John Piper spune: cum voi putea să merg pe străzile de roze eu după o viață? Să merg pe străzile de roze și să nu am pe nimeni cu mine. Pe nimeni să nu aduc. Și merge voi cu mâna goală,
înaintea Domnului suflete. Chiar nu-i poți aduce? Niciun singur snop măcar? Să trăiești o viață întreagă doar numai ca să te vezi pe tine pe străzile de roze? E un egoism total. Și ajutorul meu și ajutorul tău. Și Dumnezeu ne cheamă în afară, iar noi spunem Dumnezeu, nu, tu adu-i. Haideți să nu ne mințim cu lucrurile astea. Dumnezeu te vrea pe tine și pe mine. Să slujim pe El în afară. Și dacă cu rări, mă rog să fim de una, de cea biblică. Amin. Domnul să ne ajute la acest lucru. Amin. Mulțumim Domnului, mulțumim frate Edward. E interesant în experiența paralelă între Avram și Saul din Tars, am constatat Dumnezeu și un singur pas pe care îl face omul. Pașii pe care îi face lui Dumnezeu întâi este de a conștientiza. Nu știm cum Dumnezeu l-a conștientizat pe Avram, dar Avram în lumea aceea păgână a ajuns să înțeleagă că Dumnezeu îi vorbește. Scriptura spune Dumnezeu vorbește altul, problema este omul nu ia seama. După ce omul este conștientizat, și acesta este un act supranatural al lui Dumnezeu, oamenii când se întorc la Dumnezeu, recunosc puterea lui Dumnezeu și aceasta este o putere supranaturală. După ce primul pas de conștientizare este, Saul spune, cine ești? Și adevărul lui Dumnezeu este acela care confruntă mintea și inima omului. Toți vrem dorim să ajungem la adevăr. Adevărul însă nu este o noțiune, este Domnul Iisus Hristos. Eu sunt Saule. Saul era un om religios, avea și numele lui era evreu din seminția lui Beniamin. Cine a fost primul împărat al lui Israel? Saul. Și câtă mândrie a avut omul acesta până când și-a dat nu era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și a fost un moment de identificare, dar este și momentul acesta de confruntare. Dumnezeu îi confruntă pe oameni. Zice, ți-ar fi greu să ajungi, să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Când eram în România, am luat o femeie la ocazie și îmi povestea de momentul acesta când Dumnezeu a confruntat-o într-un mod foarte interesant, deosebit, cumva supranatural, dacă pot să spun așa, în sensul că femeia aceasta era în salvare cu fiul ei, care efectiv acela ea a recunoscut starea aceasta și și-a dat seama că Dumnezeu e singurul care poate să-i scape fiul. S-a rugat lui Dumnezeu și spunea ea, Dumnezeu a avut milă de copilul ei. Interesant este modul lui Dumnezeu de a... Moartea este cel din urmă țepuș, care va veni într-o zi, într-un fel sau altul. Dar, dragii mei, când Dumnezeu conștientizează, când Dumnezeu ne ajută să identificăm adevărul, când Dumnezeu ne confruntă și ne aduce la adevăr, Saul în final spune, Doamne, ce vrei să fac? Câți dintre noi avem curajul să spunem lucrul acesta? Să-i spui lui Dumnezeu ce vrei să fac și să spună Dumnezeu ca și fiului bogatului, tânărului bogat, du-te și vinde tot ce ai. Dumnezeu vinde tot ce ai și vino și urmează-mă. E foarte, foarte dificil și cred că oamenii care au fost conștientizați, au ajuns să identifice adevărul și au fost confruntați de Dumnezeu, au seama că nu sunt decât un pumn de țărână. Sunt un pulgăr de pământ. Din țărână am fost luat, în țărână mă voi întoarce și ceea ce vreau să fac este să fac ce-mi spui tu. Personal, eu cred că dacă Dumnezeu ți-ar spune dinainte ce se întâmplă, și iau lucrul acesta din experiența evreilor, de ce Dumnezeu nu i-a dus pe drumul cel lung al pustiei? Adică i-a dus pe drumul cel lung al pustiei, când vor vedea
războiul, vor vrea să se întoarcă înapoi. Felul lui Dumnezeu de a lucra este ca în fiecare zi, prin fiecare experiență, să ne aducă la, să ne conștientizeze, să ne ajute să identificăm adevărul, să ne ajute să simțim această conflict care Dumnezeu face atunci când inima noastră lipită de păcat, Dumnezeu vrea să ne deslipească și să ne ajute să spunem la picioarele crucii Domnului Iisus, Doamne, ai murit și pentru mine. Ce lucru extraordinar a făcut Avram? Ce lucru extraordinar a făcut Saul? Mi-a plăcut așa de mult gândul acesta, întrebarea aceasta și felul în care a fost expus în paralela dintre Avram și Saul. Vrea Dumnezeu să mă aducă la capitulare. Vrea Dumnezeu să ne aducă la capitulare. Dar lucrul acesta se face prin puterea lui Dumnezeu. Și puterea aceasta lui Dumnezeu a fost dată. Am studiat Faptele Apostolilor și ne-am uitat și am văzut în viața acestui om puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Când putea așa de ușor să se deslipească, a continuat să iubească pe cei care strigau să moară omul acesta. La moarte cu omul acesta. Și el este gata să le spună, da, moartea pe care Iisus Hristos a răbdat-o pentru noi este asta. Dragii mei, cea mai mare tragedie este nu faptul că un om moare, ci dacă moare despărțit de Dumnezeu. E clar cuvântul lui Dumnezeu, dincolo de pasul acesta este veșnicia și sunt două locuri, este iadul și veșnicia unora depinde, așa cum spunea fratele Eduard, de hotărârea pe care o am eu, pe care o iau eu, față de vecinii mei, față de cei cu care lucrez, față de oamenii care se uită și văd viața noastră și faptele noastre în fiecare zi. Și e o întrebare personală. Domnul Iisus i-a spus lui Saul, ce-ți spune ție? Ce-mi spune mie? Și cred că am învățat așa de frumos pasul ascultării. Doamne, orice ar fi, vreau să ascult asta. Haideți să ne ridicăm. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu. Fratele Eduard, Pentru cei care vor veni ziua de miercuri la studiu, aș vrea să dau textele pentru... Într-adevăr, am spus că este un subiect foarte dificil, atât personal cât și pentru biserică, pentru că întrebarea cum să faci fața abandonului și trei subpuncte. Prima sună felul următor, a unei persoane dragi, a unui prieten în care ai avut încredere și a unor familii care cu timpul ar putea pleca din biserică. Este o întrebare... delicată și nu e vorba de abandon. Textele sunt din Iuda 22 cu 23, apoi Evrei 10, 23 la 25 și Faptele Apostolilor 2 cu 42, cum să păstrăm relația. E ușor să vorbim despre abandon, dar cum să păstrăm relația. Amin. Mulțumim frumos. Haideți să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și cine este îndemnat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să mulțumească lui Dumnezeu pentru seara aceasta și fiecare personal să răspundem înaintea lui Dumnezeu la această întrebare extraordinară. Doamne, ce vrei să fac? Domnule, te rog, Doamne, să pui pe inima noastră ca să ieșim afară, să-i cătăm pe cei pierduți, Doamne. Te rog să-i cauți Tu pe cei din familiile noastre. Amin. Și ajută-ne și pe noi să fim exemplu vii pentru ei. Amin. Așa cum am auzit, la atitudinile pe care ei să te iubească pe tine, să te cunoască pe tine, amin, să înțeleagă această lucrare minunată a mântuirii. Îți mulțumim pentru că ai fost cu noi în seara aceasta, amin, și în săptămâna care urmează, să ne păzești, să ne oprotești, amin, cu noi, cu toți cei dragi noștri, cu cei care sunt aproape sau de departe. Și ne încredințăm, noi fi cu noi și la lucrurile, la locurile noastre de muncă, acolo unde, într-adevăr, Doamne, suntem în mijlocul lumii și vrem să te reprezentăm, Doamne, cu să fim oameni de calitate și de caracter. Ajută-ne în tot ce avem de făcut, în tot ceea ce spunem, în tot ceea ce ne comportăm, Doamne, ca oamenii să te cunoască, că suntem copiii.
și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi și acum și până în ziua veșniciei. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, o săptămână de har și biruință.